De unde se informează pacientul român? În primul rând, cel care este tânăr se informează de pe Google. Accesul facil la informații prezintă și riscuri. Știți că există informații de foarte bună calitate, informații cu o bază științifică foarte serioasă, dar există și informații, ca să nu zicem, dezinformări, care, de care este plin internetul și aceea trebuie să selectăm informația în funcție de valoarea ei științifică adevărată. Apoi, de unde se mai informează pacientul? Pacientul mai în vârstă sau pacientul care nu are acces la tehnologia de ultimă oră? Evident, este reclama TV. Și acest lucru ar fi bine, dar evident, la reclama TV se spune, dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Ar trebui să ne adresăm înainte de a apărea aceste evenimente neplăcute. Și aici aveți o statistică din 2013 pe care am găsit-o, privind publicitatea la medicamente, la principalele posturi TV de la noi cu rol informativ. Și după cum vedeți, pe primul loc în anul 2013, în reclamele TV, au fost reclamele la medicamente sau la produse destinate sănătății. Acest lucru este important, dar trebuie să știm că publicitatea la medicamente trebuie să respecte anumite reguli care sunt impuse prin lege și, evident, publicitatea la medicamente trebuie să fie diferită în funcție de publicul care îi se adresează. Adică o publicitate pentru publicul larg și una pentru specialistul în sănătate. Și aici aveți datele care sunt impuse prin lege, prin hotărârea Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. După cum vedeți, se consideră de publicitate pentru medicamente orice formă de activitate organizată care are scop informarea prin metode directe sau indirecte și metode de promovare care să încurajeze prescrierea, distribuirea, vânzarea, administrarea, recomandarea sau utilizarea unuia sau mai multor medicamente de uz uman. Publicitatea trebuie să fie exactă, echilibrată, trebuie să fie corectă și din punct de vedere științific și trebuie să fie și onestă față de competitori. Practic trebuie să facem un compromis între o activitate economică liberă, până la urmă și firmele producătoare de medicamente trebuie să aducă profit, dar cu respectarea anumitor reguli și din această cauză trebuie să fie foarte importantă. Nu trebuie să încurajeze automedicația sau utilizarea nerațională a medicamentelor, nu trebuie să fie înșelătoare, subliminală sau să ducă în eroare prin distorsionare, exagerare, accentuare nejustificată, omisiune sau în orice alt mod. Acum, publicitatea destinată publicului larg, pentru că la posturile de televiziune este posibilă numai publicitatea la medicamentele liberate fără prescripție medicală, medicamentele care necesită prescripție medicală pot avea publicitate numai în publicații de specialitate, la conferințe de specialitate sau prin mostre care se eliberează gratuit de către medic sau de către farmacist. Deci nu, ele nu sunt accesibile publicului larg. Practic, prescripția medicală securizează medicamentele pentru care raportul beneficiu-risc este considerat inacceptabil pentru a fi utilizat de publicul larg. Medicamentele nu sunt bomboane. Și ce e mai important din ce se spune despre publicitate? Spune publicitate pentru publicul larg o invitație explicită și vizibilă de a citi cu atenție instrucțiunile din prospect sau de pe ambalajul exterior, formulată după cum urmează. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală, se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj, dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. OTC este un medicament eliberat fără prescripție medicală. Pe cine interesează, în afară de beneficiarul direct, care este pacientul, automedicația? În primul rând, medicul. Un pacient poate să aibă comorbidități, ia anumite medicamente, inclusiv cele fără prescripție medicală, pot interacționa cu cele prescrise pentru o boală cronică sau pentru o afecțiune intercurentă. Este important farmacistul, care are ultimul cuvânt în eliberarea celor fără prescripție medicală, de asemenea și infirmiera, în cazul unui bolnav internat, pentru că ea trebuie să supravegheze regimul de dozaj și intervalul la care se administrează și să țină cont de aceste lucruri în momentul în care se eliberează un medicament, chiar și cel fără prescripție medicală. De asemenea, este important ca să se evite aceste lucruri neetice. Aici aveți o caricatură. Profitați de reducerile la medicamente.
medicamentele au cu totul alt regim decât alte produse. Practic, ce pacientul care intră în farmacie este pacient, nu este un client, de aceea el nu trebuie să plătească un medicament dacă nu are nevoie de el. Asta este în mod absolut clar. Și să nu ajungem în situația în care medicamentul să fie o bombă cu, cu ceas și efectul întârziat să fie dăunător până la urmă pacientului de acest punct de vedere. Atunci, să vedem o altă problemă care se ridică. Există așa numitele farmacii online. În România nu există încă o eliberare securizată a medicamentelor de pe internet. De aceea să știți că majoritatea medicamentelor procurate de pe internet sunt medicamente contrafăcute, care în cel mai bun caz sunt substanțe inactive. Dar putem fi sigur că multe din ele pot fi chiar dăunătoare. De pildă, aici aveți un site care spune generic Viagra, așa? Vedeți, aici aveți prețurile pe pastila de 25 de miligrame, comprimată de 25 de miligrame. Evident, aveți reducerile pe care vi le oferă acest site la o a doua eliberare, dacă nu e acest lucru eliberare. Și după cum vedeți, în aceste site-uri apar și medicamente care sunt cu prescripție medicală. Evident, acestea nu există la noi un sistem securizat pentru așa ceva. Deci, medicamente care se eliberează pe prescripție medicală nu se pot cumpăra online în România. Și aici aveți, de pildă, exemple în cazul antibioticelor și spune reclama numai la medicamente aprobate FDA, sunt sigure, satisfacția este garantată și după cum vedeți, dau reduceri foarte mari pentru fiecare produs, ceea ce este absolut imposibil. Deci, practic, în România, sistemul de producător, distribuitor, farmacie este foarte bine securizat și ca atare, majoritatea medicamentelor procurate de pe internet sunt medicamente care sunt contrafăcute și care pot dăuna foarte grav sănătății. Acesta nu este automedicație. Aceasta este, practic, un risc pe care este foarte important să nu îl asumăm și aici este important rolul viitorilor medici și farmaciști în a educa populația asupra acestor riscuri care concură și rezidă din utilizarea unor medicamente care sunt procurate de pe internet fără a avea cea mai mică siguranță privind identitatea, cantitatea și calitatea produsului pe care îl obținem pe astfel de cale. Și atunci, să vedem care ar fi consecințele nerespectării regimului de eliberare. În primul rând, Ordinul Mondial al Sănătății spune că medicamentele sunt de mai multe tipuri. Există medicamente OTC, cele care se eliberează fără prescripție medicală, medicamente care se eliberează pe prescripție valabilă 6 luni la medicamente pentru bolile cronice, și prescripții medicale care se rețin în farmacie și care nu pot fi renoite fără o nouă rețetă prescrisă de medic. În această grupă intră și antibioticele, deși la noi, pentru că suntem pe locul 4 în Europa la consum de antibiotice, care este cauza? Sunt două cauze. Unu, nerespectarea regimului de eliberare de către farmacii. Asta poate să fie o cauză. Iar a doua cauză este, cum zic, presiunea pacienților care se duc la medicul de familie și, domnule, dacă nu îmi prescrie antibiotică, copilul meu este răcit, chiar dacă are o viroză care nu beneficiază de tratament antibiotic, mă duc la alt medic. Și până la urmă, din aproape în aproape, există o presiune în a prescrie antibiotice, chiar când acestea nu sunt necesare și fac mai mult rău. Și de asemenea, poate exista situația, codul deontologic al farmacistului prevede că se pot elibera în situații de urgență, de pildă vineri seara, medicamente pentru o zi maxim, deci în momentul în care farmacistul cunoaște pacientul, a avut o prescripție anterioară și în aceste situații se poate da o doză sau două până ajunge la medic. Evident, sunt expuse medicamentele psihotrope și stupefiante din această situație. Este vorba de codul deontologic. Dar în rest, aceste medicamente trebuie eliberate numai pe bază de prescripție medicală. Și aici este important să evităm abuzul atât de către farmacist cât și de către medic. Și care ar fi consecințele? De pildă, ce se întâmplă la folosirea nejudicioasă a antibioticelor? Antibioticele uneori sunt absolut inutile în bolile virotice sau ele pot, în lipsa unei antibiograme, dacă sunt prescrise greșit, chiar pentru infecție bacteriană, să selecteze mutanți rezistenți. Evident,
La început există puțin germe rezistenți, dar folosindu-l antibiotic inadecvat, ei sunt selectați, este o presiune concurențială și ca atare sunt distruse bacteriile, inclusiv cele care sunt comensale, și sunt selectați mutanții rezistenți care apoi se multiplică pe locul rămas liber din cauza distrugerii celor care sunt sensibile antibiotice, iar aceștia apoi, prin fenomene de conjugare, pot determina rezistența altor specii bacteriene. Și de această cauză, utilizarea nejudicioasă a antibioticelor duce la riscuri inacceptabile, astfel încât infecții care acum sunt ușor de tratat, o să vină vremea când ne întoarcem înainte de era antibioticelor și nu vom mai putea trata astfel de infecții din cauza abuzului de antibiotice care se face în România. Și apoi mai avem, aici aveți situația dată de către Center for Disease Control and Prevention și arată din 80 până la 2000 ce s-a întâmplat cu stafilococul meticilinul rezistent. După cum vedeți, de la 0 a ajuns ca 60% din tulpine de stafilococ să fie rezistente la meticilină și la penicile antistafilococice, ceea ce înseamnă că singura alternativă pe care o avem disponibilă la ora actuală este tratamentul cu vancomicină, cu glicopeptide sau cu rifampicină, ceea ce este o mare problemă. Și apoi, după cum vedeți aici, enterococii rezistenți la vancomicină, respectiv pseudomonas rezistent la fluoroquinolone, a crescut din anii 80 până la 2000, practic de la din anii 90 s-a văzut că s-a triplat numărul de germeni care sunt rezistenți la aceste antibiotice. Acest lucru, dacă continuă în felul acesta, va fi catastrofal peste 10, 20 sau 30 de ani. Și acest lucru implică o responsabilitate foarte mare a medicului și a farmacistului. Și apoi aici aveți câteva date istorice, ca să vedem unde am ajuns. Știți că primele descoperite, primele chimioterapice antibacteriene au fost sulfonamidele descoperite de Domac, care a și luat premiul Nobel pentru medicină și fiziologie în 39, din acest lucru. Descoperite în anii 30, practic în anii 40 deja a apărut rezistența la sulfonamide. Penicilina descoperită de Fleming în 23, dar produsă practic după, în timpul primului război mondial, după cum vedeți, în anii 40 s-a descoperit penicilina și la începutul anilor 50 deja s-au descris primele tulpini rezistente la penicilină. De altfel, penicilina a fost descoperită de Fleming pe cultură de stafilococ aureu. În ziua de astăzi, 80% din tulpinele de stafilococ aureu sunt rezistente la penicilină. După cum vedeți, cum înaintăm, cefalosporinele au fost descoperite primele la începutul anilor 60, în anii 70 deja s-a descris rezistența la cefalosporine. Mai rău stă, vancomicina dintre glicopeptide a fost descoperită la sfârșitul anilor 80 și practic deja a apărut la sfârșitul anilor 60 și la sfârșitul anilor 80 deja a apărut rezistența. Iar medicamentele foarte noi, cum sunt linezolidul sau daptomicina, descoperite în anii 2000, deja în 2005 s-au descris tulpini rezistente. Noi suntem de vină pentru acest lucru. Și situația pare este generalizată pe plan internațional. Dar, totuși, există diferențe. Diferențele de unde apar? Din responsabilitatea medicului și a farmacistului și din educarea populației. Acest lucru trebuie să-l facem și noi, pentru ca acest lucru să devină o realitate și în România. Și aici aveți câteva date, date de către Centrul European pentru Prevenirea Bolilor. Proporția stafilococului aureu rezistent la meticilină în 2010, după cum vedeți, în 2010, noi eram în grupa peste 50% rezistență. După cum vedeți, există în țările nordice o rezistență sub 1% la meticilină. După cum vedeți, Spania, Portugalia, Italia, România, Ungaria și Grecia sunt țările care au cel mai mare procent de rezistență la meticilină, deci forme agresive de stafilococ aureu, care practic nu mai pot fi tratate cu penicilină antistafilococice. Asta era situația în 2010. Dacă se face proporția din 2008 până în 2011, România stă cel mai rău din toate țările europene în ceea ce privește numărul de tulpini izolate care sunt rezistente la meticilină. Și o altă situație din 2011, după cum vedeți, la clepsie, la pneumonie, care este rezistentă la 3 clase de antibiotice, este vorba de cefalosporine din generația 3-a, fluoroquinolone și aminoglicozide. Noi suntem în această poziție intermediară, care ne arată, totuși, pe partea de rea a tabelului, ca să zicem așa, cu o rezistență crescută. Vă dați seama ce înseamnă o infecție cu un
cu o tulpină care este la 3 tipuri de antibiotice, dintre cele mai utilizate și dintre cele mai potente considerate, cel puțin dintre clasele farmacologice, cefalosporine de generația 3-a, aminoglicozide și fluoroquinolone. Și această situație este foarte îngrijorătoare și acest lucru se datorează și automedicației și presiunii de a prescrie aceste medicamente când nu este cazul. În multe țări din Uniunea Europeană sau în Statele Unite ale Americii, infecțiile banale, chiar bacteriene, se tratează cu antibiotice care nu sunt cu spectru foarte larg. Evident, unul din criteriile în care alege medicația antiinfecțioasă este spectrul cât mai țintit și să se facă antibiogramă. După cum am văzut, antibiograma se face destul de rar la noi. Există puține tulpini la care nu este nevoie de antibiogramă, cu condiția ca diagnosticul să fie în mod cert stabilit. Și dacă tulpina se cunoaște că este sensibilă la anumite antibiotice, se administrează antibioticul cu spectru cel mai restrâns. La eficacitate egală se preferă antibioticul cel mai puțin toxic și, evident, cel mai ieftin pentru a limita costurile asistenței medicale de specialitate. Acum, câteva aspecte legate de consilierea privind medicamentele OTC. Analizele antipiretice. Un medicament foarte cunoscut este metamizolul sodic. Metamizolul sodic a fost foarte utilizat la noi și încă este foarte utilizat. Metamizolul sodic este un analgezic antipiretic, cunoscut la noi denumirea de algocamin, algocamin ca denumire de tren, care a fost utilizat foarte larg, foarte mulți ani la noi. Nu au fost descrise cazuri care să ridice îngrijorare. Totuși, în anumite țări, mai ales în țările nordice, acest medicament a generat o reacție alergică de tip 2, citolitic-citotoxic, care a dus la granulocitoză. Au fost descrise mai multe cazuri mortale. Din această cauză, Agenția Europeană a Medicamentului a impus acum 3 ani ca acest medicament să se elibereze numai pe bază de prescripție medicală. Chiar dacă în România nu au fost descrise cazuri mortale, evident, noi nu stăm foarte bine cu statisticile, deci nu știm dacă au fost cazuri cauzate de agranulocitoză, cauzate de metronidazol, totuși acest medicament este prescris limitat. Aici datele, cele ce sunt cu gri, unde apare și România, spune că nu există date disponibile, astea erau date din 2009. Acum se știe că în România acest medicament se elibereze pe prescripție medicală. Țările care sunt cu albastru verzui sunt țări în care acest medicament se eliberează în regim OTC, fără restricții. Cele care sunt cu albastru mai închis, mauve, cum apare aici, sunt care se eliberează fără prescripție medicală, dar cu anumite restricții. În țările în care este cu roșu, vedeți Statele Unite, de pildă Franța, în aceste țări, acest medicament este interzis. Și ca atare există o abordare diferită, dar totuși este vorba de responsabilitate. Acest medicament poate fi foarte bun în anumite situații, este un foarte bun analgezic, este un foarte bun antipiretic, dar trebuie prescris cunoscând pacientul și cunoscând riscurile la care se expune pacientul, deci nu trebuie prescris la întâmplare. Acesta este unul din cazurile de medicamente la care regimul OTC a fost trecut pe regim de prescripție medicală. Un alt caz foarte cunoscut este paracetamolul. Paracetamolul e un medicament foarte sigur. Se poate administra încă la femeia gravidă fără restricție, poate administra la nou născut. Totuși, aici este important sfatul farmacistului în momentul în care se eliberează fără prescripție medicală. De ce? Paracetamolul prezintă o toxicitate hepatică doză-dependentă. De ce? Paracetamolul este un medicament care se metabolizează hepatic cu formare de glucuronid, respectiv de sulfat, deci prin sulfoconjugare și glucuronoconjugare. Aceste căi metabolice reprezintă, în general, cam 95% din totalul de medicament administrat. Și sub 5% se formează prin oxidare la nivelul citocromului P450 din ficat, se formează un metabolit toxic, N-acetilparabenzochinonimina, care prezintă duble legături conjugate, care este extrem, extrem de reactiv și care este detoxifiat de către glutationul redus cu formarea unui metabolit netoxic. În momentul în care se administrează o doză unică mare, aceste două căi, glucuronoconjugarea și sulfoconjugarea, sunt saturate și o proporție mai mare de medicamente se transformă în metabolitul toxic. În momentul în care se produce depleția glutationului, acest medicament, acest metabolit toxic, reacționează cu membranele hepatocitului și poate produce necroză hepatică acută. Practic, doza toxică de paracetamol este cam 3 grame odată, ceea ce înseamnă 6 comprimate. De aceea, dacă se administrează
paracetamol, este preferabil inclusiv la copii să se administreze doze fracționate, la intervale de timp, nu o doză unică mare. Doza de 3 grame este deja o doză toxică, doza letală este estimată la 10-15 grame. 10 grame înseamnă 20 de comprimate și poate produce insuficiență hepatică acută și poate produce decesul după 4-5 zile. Evident, există un antidot, acetilcisteina, care preface stocurile de glutation, care detoxifică acest metabolit toxic. Deci, până la urmă, paracetamolul, un medicament foarte util, foarte bun, prezintă și el riscul la supradozare. Și este un medicament care poate fi folosit în scop suicidar, chiar dacă este OTC. De aceea, sfatul farmacistului sau al medicului este foarte important în momentul în care se administrează paracetamol, mai ales la bolnavi la care riscul de supradozare este foarte mare, la copii mici, de pildă, sau la sugar, în care doza trebuie strict respectată și la care doza trebuie fracționată, astfel încât această cale de metabolizare să fie evitată, iar medicamentul să se metabolizeze preponderent pe căile fără risc toxic pentru pacientul respectiv. O altă problemă sunt antiinflamatoarele steroidiene. Antiinflamatoarele steroidiene, există percepția că toate antiinflamatoarele steroidiene sunt OTC-uri. Nu e adevărat. Există antiinflamatoarele steroidiene care nu sunt OTC-uri, oxicamii de pildă, și în plus niciun medicament, chiar că dacă este antiinflamatoarele steroidiene care pentru administrare parenterală, nu este OTC. Și apoi, este bine, sunt medicamente foarte des utilizate, ibuprofenul, diclofenacul, toată lumea le cunoaște. Dar este foarte important în momentul în care un pacient ia un astfel de medicament să fie întrebat de către farmacist sau de către medic ce alte medicamente mai ia. De ce? Pentru că riscul de interacțiune medicamentoasă este foarte mare. În primul rând, riscul de reacții adverse, mai ales gastrointestinale, este important, riscul de hemoragii gastrice și de ulcer gastrodenal. Și în plus interacționează cu anticoagulantele orale de tip cumarinic, la noi se utilizează cel mai frecvent acenocumaronul, prin care apar două tipuri de interacțiuni. Prima care este farmacocinetic, declasare de pe proteine, concurență pentru proteine plasmatice cu creșterea fracțiunii libere, cu creșterea efectului anticoagulant cu risc de hemoragie și de asemenea interacțiune de tip farmacodinamic, datorită faptului că antiinflamatoarele steroidiene, multe dintre ele au și acțiune antiagregantă plachetară, ceea ce înseamnă că la rândul ei această interacțiune crește riscul de sângerare. De aceea, o minimă anamneză a altor medicamente, pentru că aceste medicamente anticoagulante sunt foarte prescrise la bolnavii în vârstă cu patologie cardiacă și aceste medicamente sunt OTC. În momentul în care vine farmacie, trebuie întrebat, luați un astfel de medicament. Și o astfel de interacțiune apare și cu antidiabeticele orale de tip sulfonilurei. Se știe că populația de diabetici este foarte mare. Foarte mulți iau antidiabetice orale. Acestea pot crește riscul de hipoglicemie după administrarea antidiabeticelor orale. De aceea este important când se administrează un medicament de tip antiinflamator nesteroidien să fie întrebat bolnavul de consumul nostru de medicamente pentru o boală pentru care prezintă tratament cronic. Pentru că de multe ori nu pacientul în sine ajunge la, ci un aparținător care nu dă niciun fel de informații despre această patologie pe care o are cel căruia în final îi se adresează medicamentul. Și apoi, trebuie știut că antiinflamatoarele steroidiene pot scădea eficacitatea medicamentelor antihipertensive. Și acest lucru trebuie iar ținut cont, chiar dacă interacțiunea este moderată, dar la un bolnav cu valori tensionale mari, poate să compromită eficacitatea medicației antihipertensive. Și de aceea este important să știm și la antiinflamatoarele steroidiene cum se face consilierea și acest medicament, chiar dacă bolnavul citește prospectul în principiu ar trebui să fie într-un limbaj accesibil pacientului. Dar foarte mulți pacienți nu au suficiente cunoștințe ca să înțeleagă riscul și gravitatea unor astfel de interacțiuni, care trebuie foarte clar explicate de către medic sau de către farmacist. Și apoi, tot la produse OTC, important, cum am zis, în ceea ce privește cazul femei însărcinate. După cum se știe, medicamentele în timpul sarcinii prezintă mai multe riscuri. Există un risc teratogen în primul trimestru, adică de apariția malformațiilor congenitale, un risc fetotoxic în trimestrul 2 și 3, cu afectarea toxică a fătului fără a produce malformații, un risc neonatal în perioada imediat după naștere sau în preajma nașterii și eventual un risc tardiv la anumite medicamente. De aceea este important la o femeie însărcinată, chiar produsele OTC pot fi dăunătoare. Și după cum vedeți aici, aveți categoriile de risc pe trimestre de sarcină la femeia însărcinată.
Se știe că medicamentele se împart în mai multe categorii A, B, C, D și X, A înseamnă că sunt fără dispensație, se pot lua fără a ține cont de durata tratamentului sau doza administrată, nu există niciun risc dovedit prin studii clinice. Cele din categoria B se pot da la femeia însărcinată, dar se recomandă limitarea tratamentului în timp, nu s-au descris efecte teratogene sau fetotoxice. Cele din grupa C există deja un risc fetotoxic sau la nivelul embrionului și medicamentul se va lua numai dacă beneficiul pentru mamă depășește riscul pentru fă. Medicamente din clasa D se prescriu numai dacă viața mamei este în pericol sau dacă nu există nicio altă opțiune terapeutică și medicamente din clasa X nu se prescriu niciodată în timpul sarcinii. În ceea ce privește medicamentele OTC cele mai cunoscute, după cum vedeți, paracetamolul este singurul medicament care este în categoria B în toate cele trei trimestre de sarcină. Acid acetil salicilic în doză analgezică și antipiretică, nu în doză antiagregantă plachetară, este în clasa D de risc în toate cele trei trimestre de sarcină. De altfel, aspirina, de asemenea, este contraindicată la copii cu boli virotice pentru că poate produce foarte rar o reacție adversă care poate fi mortală. Deci, ca atare, aspirina nu va fi utilizată la copii cu boli febrile virotice. După cum vedeți, ibuprofenul, ketoprofenul sunt categorisite în categoria B, dar prezintă totuși un risc în primul trimestru și în al doilea trimestru prezintă un risc de afectare renală a fătului, iar în trimestru 3, toate antiinflamatoarele steroidiene pot produce toxicitate cardiopulmonară. De ce? Pentru că se produce închiderea canalului arterial, această comunicare între aortă și artera pulmonară, in utero, înainte de naștere, ceea ce expune viitorul copil la toxicitate cardiopulmonară, la hipertensiune pulmonară, datorită închiderii premature a canalului arterial. De aceea, aceste medicamente nu se vor da, cu excepția paracetamolului, care numai analgezic antipiretic nu este și antiinflamator, în trimestrul 3 de sarcină. Dar e important pentru că poate femeia în trimestrul 3 de sarcină nu merge personal la farmacie să-și cumpere pentru o durere de cap ibuprofen sau știu și eu diclofenacul, trimite un aparținător care trebuie să spună că este vorba de o femeie gravidă și acest medicament nu trebuie eliberat în trimestrul 3 de sarcină. Și de asemenea, câteva probleme ridicate de vitamine și suplimente nutritive. Toată lumea are părerea că vitamine și suplimente nutritive nu pot produce daune, din potrivă sunt chiar recomandate. Mai ales la femeia însărcinată, un pic de vitamine în plus nu strică. Nu este așa. Orice substanță administrată peste anumite doze poate produce efecte uneori foarte grave. Și aici vedem, vitamina A este substanța absolut necesară pentru dezvoltarea fătului în doze care sunt fiziologice, ceea ce înseamnă sub 2500 de unități intraocule pe zi. O capsulă de vitamina A conține 50.000 de unități, iar vitamina A este o substanță